Am venit cu dragă inimă pe dumneavoastră, lucrând împreună cu întreaga echipă medicală Regina Maria, să putem să tratăm pacientul nu doar din punct de vedere al sănătății orale. Că știam să conștient eu că o să fie foarte bine. Și atunci, tocmai, ne-am simțit foarte pregătiți să vă rezolvăm și pe dumneavoastră. E adevărat ce spuneți. Domnule Nicolae, avem deja 2 săptămâni de la intervenție. Da, domnul doctor, da. E adevărat ce spuneți? Și în ce condiții ne-am cunoscut, dacă vă mai aduceți aminte, când ne-am cunoscut noi prima dată? A venit soția la dumneavoastră pentru intervenție și când vorbeam și eu cu dumneavoastră, m-ați observat. Și atunci am spus, domnule, vreau să merg și eu la dumneavoastră. A făcut o radiografie și ați văzut că ceva nu e în regulă la mine. Și m-ați trimis la ORL, am fost și acum am venit cu dragă inimă pe dumneavoastră că am văzut soția cum arată lucrarea făcută sau așa. A ajutat mult că împreună cu grupul Regina Maria, practic acum avem și ORL pe care da, chiar ați da. Simțit din plin. Da, da. Și cum a mers și prima intervenție acolo cu intervenția ORL? Cum vi s-a părut? Domnul doctor, mi s-a părut foarte și colectivul și așa tratamentul, ca și la dumneavoastră. Sincer să vă spun, mi-era frică când mergeam la doctor sau... Ei, dar parcă aici am mers cu... venit cu inimă deschisă, că știam subconștientul meu că o să fie foarte bine. Și culmea este că și din punct de vedere ORL a fost o intervenție destul de complexă, pentru că ce vorbim noi între noi doctorii e tocmai un pic diferit. Ce ne dorim de fapt este ca pentru pacient să pară foarte simplu, chiar dacă e complicat, că până la urmă asta e meseria noastră. Deci că este complicat sau mai puțin complicat, noi tot trebuie să obținem rezultat. Și în sfârșit, tocmai, acum 2 săptămâni ați fost pregătit și pentru marea reabilitare, pentru că așa este, în situația în care ne-am cunoscut, deja dinții care erau restanți, acei mai aveau 4 dinți aici, nu? 3 parcă mai erau. 3 mai erau. Din cea mare provocare aici a fost tocmai să și reconstruim osul, mai ales în partea de sus, apropo de sinusurile maxilare, că de ce a trebuit întâi să facem curat în sinusuri, ca tocmai ca noi să putem intra acolo să reparăm osul, ca să avem sprijin și pentru măsele. Pentru că mai ales pentru noi ca bărbați, noi chiar o să folosim dinții ăștia, adică nu ne jucăm cu ei. Și de aceea nu avea cum să funcționeze o intervenție mai simplă în care să punem implanturi doar în față, fără să avem măseli. Credeam că e incredibil, am zis că bă, e imposibil să faci așa ceva. Dar tehnologia și, eu știu, la dumneavoastră, a reușit să fie totul bine, să fie totul perfect. Ce și, și chiar acum, la 2 săptămâni, când v-au văzut oamenii cu provizorii, în gură, ce v-au spus când v-au văzut? Păi ce, pe unde merg? Că merg și eu în piață, vorba aia cu vecini, cu toți acolo. Și îmi spune, băi vecine, ai întinerit, băi vecine, ce ai făcut, ți-ai schimbat look-ul? Așa, tineresc. Da, domnule, zic așa, uite, am fost la clinice, doctor Leacol. M-a înfrumusețat, m-a întinerit, m-a revigorat, așa, nu știu cum să vă spun. Deci mă simt foarte bine, ce să mai... Și respirați mai bine de când s-a rezolvat și problema ORL. N-am mai răcit de când am fost operat așa și acum la fel, nu mai răcesc, bine, mă și procedez puțin, dar respir foarte bine. Nu mai am așa treabă, nu mai am nicio problemă, ce să mai mulțumesc. Pentru că realitatea este că foarte rar pacientul rămâne doar fără dinți și în rest să nu mai aibă nicio altă problemă de sănătate. Pentru că de fapt unde am reușit noi să schimbăm și la ce lucrăm acum să schimbăm abordarea este că lucrând împreună cu întreaga echipă medicală Regina Maria să putem să tratăm pacientul nu doar din punct de vedere al sănătății orale. Pentru că lucrurile astea se leagă între ele și de acum încolo tocmai. Mai avem un pic de așteptat, mai mâncăm încă supițe piureuri, avem grijă cu igiena, oricum ne mai vedem la controle pentru că o să vă urmărim să ne asigurăm că păstrăm indicațiile și în câteva luni o să apară și dinții cu care putem chiar să mâncăm orice. Și abia aștept să vă revăd culmea, nu imediat acum după ce punem lucrările, ci la 5 ani. Pentru că cea mai mare bucurie este când mă văd deja peste ani cu pacienții, pentru că noi facem deja asta de 14 ani și avem mii bune de pacienți rezolvați. Și din punctul ăsta de vedere, tocmai apropo, când pacientul, desigur, cum a fost și dumneavoastră, că dumneavoastră ne-ați așteptat câți ani până să vă decideți să... Păi, cred că am vreo 10 ani.
dacă nu mai bine de 15 sau poate 15 ani, de când da. Tot... Soția îmi spune că eu nici nu mai țup practic. Soția, bă, păi eu când te-am cunoscut, tu n-aveai, mă. Hai vă zic că n-aveam cuză. Și tu mai, vestea bună este că, de fapt, în toți ăștia 15 ani ne-ați dat timp să ne pregătim. Noi mai operam mii de pacienți, am pus aproape 45.000 de implanturi. Da. Și atunci, tocmai, ne-am simțit foarte pregătiți să vă rezolvăm și pe dumneavoastră. Și uite-ne, uite-ne astăzi, chiar dacă a trecut foarte puțin timp de la intervenție și arătați minunat. Domn doctor, v-a spus, mulțumesc lui Dumnezeu întâi, după aia dumneavoastră, echipei dumneavoastră, întreaga echipă, toți oameni, ce să mai, n-am ce să spun, deci mulțumită dumneavoastră, încă așa zâmbesc eu mai frumos, mă simt mai bine, am nepoțel acum să-l... Îl cresc, că ca băiatul meu, mă vede acum cu alți ochi. Când m-a văzut fără dinți, o să uita la mine, că sunt baba cu lanță. Acum că vede cu dinți la mine, vine să-l joacă cu mine. Și... În fine, deci, într-un cuvânt, sunt foarte mulțumit și mulțumesc încă o dată și nu merit să mulțumesc. Și noi vă mulțumim pentru încredere și de aici înainte începe viața. Mulțumesc, domnul doctor, să trăiți mai bine și succes!